Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Polițiștii de frontieră de la Poliția de Frontieră Cernavodă au descoperit în urma unui control un vrâncean care transporta ilegal peste 600 de kilograme de pește. Bărbatul de 47 de ani a fost oprit de polițiștii de frontieră în zona stației de taxare Giurgeni Vaduoi din județul Constanța. Spre surprinderea polițiștilor, vrânceanul avea o mașină specială. Mai exact, în auto utilitară pe care o conducea erau trei bazine cu apă în care avea peste o tonă de carasviu. Pentru cea mai mare parte din pește, vrânceanul nu avea documente legale. Surplusul de pește a fost confiscat și predat unei pescării. Vrânceanul s-a ales cu dosar penal pentru transportul fără documente legale a peștelui, a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit, ori a produselor din pește. Vrâncenii care vor să se angajeze în această perioadă sau care vor să schimbe locul de muncă au la dispoziție în această săptămână 235 de oferte puse la dispoziție de angajatorii din județ. Comunitatea Economică Europeană a publicat doar 777 de posturi vacante în această perioadă. Ofertă bogată pentru cei care vor să se angajeze în aceste zile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat lista locurilor de muncă declarate vacante de către angajatori. 235 de posturi sunt disponibile. Așa cum ne-am obișnuit, cele mai multe se referă la meseria de confecționer industrial și muncitor necalificați în industria confecțiilor. Se mai caută 11 călcătorese lenjerie, 18 muncitori necalificați, 20 de muncitori necalificați în silvicultură, 11 șef de linie de producție și 5 zugravi. Locuri de muncă în județ se mai găsesc și în următoarele domenii: agent de securitate, ajutor bucătar, asistent medical, electromecanic, femei de serviciu, fierar betonist, inginer topograf, lăcătuș mecanic, macaragiu, manicurist, șofer, strungar și sudor. În Comunitatea Economică Europeană 50 de locuri sunt în Danemarca în agricultură. În Germania se caută montator de acoperișuri, sudor și electricieni. Marea Britanie are nevoie de 100 de persoane în domeniul agricol și 50 de îngrijitori persoane la domiciliu, iar în Irlanda se caută confecționeri încălțăminte și ciontolitori și tranșatori carne. Angajări se mai fac și în țări precum Finlanda, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia, Slovacia și Ungaria. De remarcat este faptul că în Spania 150 de posturi sunt pentru muncitori în agricultură. Informații mai multe despre oferta locurilor de muncă din această săptămână puteți obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, la sediul din Bulevardul Unirii numărul 53A Focșani. Ateneul Popular din Focșani a dăruit focșenenilor aseară în Luna Iubirii concertul Muzica Românească de la Rapsodiile Române la Cântece de Pustiu. Este vorba despre un proiect al Asociației Clavier Art, care se desfășoară în mai multe centre culturale din țară. Cel de-al doilea concert al lunii februarie de la Ateneul Popular din Focșani se înscrie în turneul de concerte organizat de Asociația Clavier Art, turneu ce poartă numele Muzica Clasică de la Rapsodiile Române la Cântece de Pustiu, care se va desfășura în perioada 14-23 februarie 2019 în 7 centre culturale ale României. Proiectul interdisciplinar este dedicat muzicii românești și compozitorului și dirijorului Constantin Silvestri, de la cărui dispariție se împlinesc 50 de ani. Artiștii instrumentali Ioana Voicu, Arnăuț Soiu, vioară, Manuela Giosa, pian, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, pian la patru mâini, au prezentat câteva lucrări reper din creația compozitorilor George Enescu și Constantin Silvestri. Un tânăr care avea să-l cucerească pe George Enescu la 12 ani, când Enescu l-a auzit într-un concert al conservatorului din Târgu Mureș, unde Constantin Silvestri era student încă de la 10 ani. Aș face o paranteză, la Târgu Mureș, la conservatorul din Târgu Mureș, erau profesori foarte buni, școliți la Viena și la Budapesta, cei mai buni dintre ei, cu un alt nivel de pregătire. Iau un prim premiu de compoziție în 1932, la numai 17 ani. O să auziți dansurile românești din Transilvania în această seară și o să vedeți cât sunt de inspirate și cum a reușit să cucerească comisia care decerna premiile de compoziție George Enescu. Am uitat să vă spun la început că George Enescu, din banii pe care îi câștiga pe concertele lui,
finalul evenimentului de joi seară, artiștii au mulțumit publicului care i-a aplaudat îndelung, după care a urmat filmul Compozitorii și securitatea realizat de Monica Tănase. PNL a propus primăriei Focșani adoptarea unui buget participativ în acest an, prin care cetățenii să se pronunțe asupra cheltuierii unei părți din bugetul orașului. Consilierii locali PNL au depus un proiect de hotărâre în acest sens și cer primarului Cristi Misăilă să croiască un buget pentru nevoile cetățenilor. Așa cum susținuseră și liderii USR Vrancea, liberalii propun ca un procent de 5% din bugetul pe anul în curs să fie utilizat pentru investițiile pe care le stabilesc focșănenii după o dezbatere publică. Cele 5% ar trebui să financeze 10 proiecte pe an stabilite în urma consultărilor cu focșănenii. Conceptul de bugetare participativă este aplicat cu succes și în alte localități din țară, cele mai cunoscute fiind Cluj-Napoca și Oradea. Considerăm absolut necesară comunicarea între cetățeni și administrația locală și susținerea prin alocarea unui procent din buget pentru realizarea proiectelor cerute de focșaneni. PNL Focșani este de părere că în centrul unei comunități trebuie să fie cetățeanul și dorințele sale și nu politicianul sau primarul. La urma urmei, bugetul orașului este alcătuit din taxe și impozitele plătite de fiecare dintre noi. Avem deja exemple pozitive în ceea ce privește bugetul participativ din alte orașe, așa cum sunt Oradea, când a început să fie implementat încă de anul trecut, și municipiul Cluj-Napoca, care a început să implementeze acest concept încă din 2013. Acolo, în aceste orașe, unde deschiderea administrațiilor locale către contribuabili este maximă, iar respectul față de cetățean este unul real. Noi, consilierii PNL, îi cerem primarului Misăilă să dea dovadă de deschidere, de transparență, și sperăm să realizeze că cetățenii din Focșani merită să fie ascultați. Ne dorim ca acum, după ce s-a scurs mai mult de jumătate de mandat, practic suntem aproape după 3 ani de mandat, să realizeze că a greșit când a blocat accesul în primărie pentru cetățeni, când a eliminat din obligațiile sale organizarea de întâlniri pe cartiere alături de consilierii locali, întâlnire cu focșănenii în care să afle direct de la oameni ceea ce aceștia își doresc implementat în zona în care locuiesc. Acesta a adăugat că speră ca bugetul să fie dezbătut și cu focșănenii. Înainte de PNL și USR a depus un proiect privind bugetarea participativă la primăria Focșani. Deja devenită tradiție, sărbătoarea teatrului din Focșani va debuta în data de 23 martie. Ajunse la ediția cu numărul 23, Galele Teatrale Focșănene 2019 au în program 9 piese de teatru de renume. Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia are oferte speciale pentru ediția din acest an a Galelor Teatrale Focșănene. Spectacolele vor avea loc la finele lunii martie și vor aduce nume mari ale artei teatrale pe scena de la Focșani. Manifestările artistice vor începe de la ora 19. Ediția din acest an va debuta cu piesa de teatru Bani din Cer, urmând ca în fiecare zi, până la data de 31 martie 2019, atât pe scena Teatrului din Focșani, cât și pe scena Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia, să fie jucat mai multe spectacole. Actrițele, O scrisoare pierdută, Un bărbat pentru Sara, Cu violoncelul ce facem, Secretul fericirii, Căsătorie în trei, Atenție, aterizăm și Joc periculos. Talentata artistă focșăneană Maira Vrabie a câștigat trofeul categoriei de vârstă 10-11 ani la concursul de interpretare vocală Best Voice, care a avut loc la Chișinău.
Maira Vrabie este îndrumată de profesoara Aurelia Vaida la școala Via Music din Focșani. Concursul The Best Voice, aflat la 5-a ediție, a avut un număr de 45 de participanți cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani și s-a desfășurat pe parcursul a două zile la patru categorii de vârstă, A, B, C și D. Talentata artistă focșăneană Maira Vrabie a câștigat trofeul categoriei de vârstă 10-11 ani. Maira Vrabie este îndrumată de profesoara Aurelia Vaida la școala Via Music din Focșani. Cursul televizat de interpretare vocală pentru copii The Best Voice are ca obiective promovarea artei vocale la nivel național și internațional, identificarea talentelor în domeniul artei vocale și promovarea tinerilor interpreți. Formația de handbal CSM Focșan 2007 nu a reușit să câștige confruntarea susținută împotriva celor de la Potaisa Turda. Oaspeții superiori la toate capitolele s-au impus în final cu 26-21. Victorie importantă a Potaisei Turda în ultimul meci al etapei a 19-a Ligii Zimbrilor pe un teren unde se obțin greu puncte la Focșani. După o primă repriză echilibrată încheiată la egalitate, turdenii s-au desprins treptat în repriza secundă 17-15 în minutul 42, 21-17 în minutul 47, ajungând până la 26-19 în minutul 59. Trebuie să recunoaștem echipa din Turda astăzi a fost mai bună. Altceva, ce să zic? E mai important pentru voi în această perioadă cupa decât campionatul? Vă gândiți mai mult la cupa pe care Final Four-ul și organizați? Nu neapărat ne gândim la cupa, ne gândim la fiecare joc în parte. Ne axăm și pe campionat și pe să ne îndeplinim obiectivul. Și cupa e bonus cum ar veni. Ne dorim să facem și acolo o figură frumoasă. Dar astăzi, în seara asta, a fost... E o diferență mare față de locul 9. Mai poate pierde Focșani locul de play-off? Nu cred. Cred că a fost o greșeală. Meciul în seara asta a fost o greșeală și sper ca meciul următor să ne prezentăm la CSM altul. Domnul Iacob, o partidă frumoasă în fața unui public minunat. Ce n-am mers astăzi? Publicul a fost senzațional. E locul care a funcționat foarte bine. Meciul a fost echilibrat, mare parte din timp. Am pierdut contactul cu Turda la începutul reprizei a doua. Au reușit să scrie niște goluri ușoare pe niște greșeli neforțate ale noastre, dar fără parte din joc. Au fost mai inspirați astăzi, au fost și mai buni. Îi felicităm și ce-au luat revanșa, după cum ce-au dorit. Da, pentru noi e doar un meci pierdut, rămâne să ne ducem mai departe. Adică ne-am fi dorit cu siguranță să câștigăm pentru a avea liniște puțin mai încolo. Asta nu face decât să ne păstreze la un nivel foarte bun din punct de vedere al concentrării și asta nu facem mai departe. E mai important în această perioadă cupa decât campionatul pentru Focșani? Pentru Focșani fiecare meci parte e important, dar obiectivul nostru principal rămâne play-off în continuare. Da, și datorită faptului că vom juca la Focșani, clar și cupa poate fi un lucru foarte bun care să ne se poate întâmpla. Un meci greu, o partidă dificilă pe un teren unde se câștigă greu. Cum ai simțit jocul din teren? Într-adevăr a fost un meci greu, am început bine. În prima repriză, apărarea n-a mers chiar așa de bine, dar în a doua ne-am revenit, am mers și atacul, a prins și poarta, a fost totul bine și am câștigat. A contat multă experiență superioară a tuturor. Experiența normal contează într-un meci foarte mult, dar eu zic că astăzi poarta a făcut diferența, mai ales pe sus. Cât mult contează această victorie pentru moralul vostru, condițiile în care urmează partidele cu echipele din București? Orice meci câștigat îți ridică moralul. Orice meci oricum să-l câștigăm. Deci un pas bun pentru meciurile care vin, avem meciuri grele, sperăm că totul va ieși bine. Domnul Susiac, o victorie importantă pe un teren greu. Cum a trăit partida? Un meci intens, un meci în care
echipă s-a implicat fizic foarte tare și care într-un final s-a decis pe valoarea locului nostru și pe implicarea băieților până la sfârșit. Au reușit să îl țină ritm bun, să țină până la capăt, iar cei care au intrat și au schimbat pe cei de pe teren au reușit să țină același nivel. Am avut și o foarte bună repriză a doua și o apărare excelentă, lucru care ne-a permis să câștigăm acest meci. Cât de important este această victorie pentru moral? Urmează cele trei partide cu echipele din București. Le luăm în ordine, aceasta era cea mai importantă până s-a terminat, iar de acum încolo urmează meciul cu CSM. Ne concentrăm pe acel meci. Pentru moral a fost bune cele trei puncte, dar eu zic că moralul aveam dinainte, veneam după mai multe victorii consecutive și băieții au demonstrat că pot să mențină un ritm bun pe o perioadă mai lungă. Succesul de joi urcă formația pregătită de Horațiu Gal pe locul al doilea, în timp ce Focșaniul este pe locul 8, dar la 10 puncte distanță de locul 9, primul care duce în play-out. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla cu putere. Temperaturile minime se vor încadra între minus 4 și minus 2 grade, iar cele maxime între minus 1 și 1 grad Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!